Puțină lume știe că omul care a avut inițiativa imortalizării pe peliculă fotografică a Marii Adunări Naționale a fost soldatul Samoilă Mârza. Samoilă Mârza s-a născut într-o familie de țărani români din satul Galțiu, comuna Sântimbru, Alba. Mama sa, Ana, a murit de tânără, lăsând în urmă 4 copii. Tatăl său, Ștefan, s-a recăsătorit cu o femeie din același sat, cu care a mai avut alți 6 copii. Samoilă Mârza a urmat 6 clase primare la Școala Poporală Confesională Română Unită, una greco-catolică, din satul său natal. Apoi a urmat liceul la Alba Iulia. Între 1909 și 1911 a fost trimis de către părinți în ucenicie la fotograful sibian Iainec, unde a învățat meseria de fotograf. Aparatul foto cu burduf l-a cumpărat cu 2 boi, conform relatărilor familiei sale. După începerea primului război mondial, în 1914, Samoilă a fost recrutat în armata austro-ungară și trimis pe front în Galiția. În 1916, după intrarea României în război, a fost trimis pe frontul din Italia, fiind încadrat în serviciul topografic și fotografic al armatei. După terminarea războiului, a luat drumul spre casă urmând ruta Viena-Zagreb-Belgrad-Timișoara. A ajuns în satul natal, Galțiu, înainte cu 4 zile de mare adunare de la Alba Iulia. În dimineața zilei de 1 decembrie 1918, și-a pus pe bicicletă aparatul cu burduf, trepiedul și clișeele de sticlă, după care s-a alăturat delegației din satul său. Înainte de a pleca spre Alba Iulia, i-a imortalizat pe tinerii din satul natal, îmbrăcați în straie populare. În jurul orei 11 a ajuns în orașul în care s-a consfințit unirea. Era o vreme mohorâtă. Tânărul nu a reușit să intre în sala unirii, întrucât nu deținea un mandat scris. Ca urmare, nu există nicio imagine din sala unirii. Autoritățile vremei angajaseră un fotograf german, Bach, care însă nu s-a prezentat. Samoilă a reușit să realizeze doar 5 fotografii de la marele eveniment, și anume Marea Adunare Națională, Unirea tuturor românilor. În anul următor, Samoilă Mârza și-a publicat fotografiile într-un album intitulat Marea Adunare de la Alba Iulia în chipuri. Exemplarele au fost trimise și regelui Ferdinand I, prim-ministrul Ion Brătianu, președintelui Consiliului Dirigent Iuliu Maniu, cât și generalului francez Henri Mathias Berthelot. Importanța acestor fotografii este covârșitoare. Sunt singurele realizate atunci. Din păcate, n-au fost mai multe. Din fericire, este că le avem și pe acestea. Au fost utile și au fost folosite ulterior pentru a demonstra cât de democratic a fost actul unirii. Pe lista realizărilor sale fotografice se află și cele de la încoronarea regelui Ferdinand I cu regina Maria, în data de 22 octombrie 1922. Ulterior, regele Ferdinand I l-a declarat pe Samoilă Mârza printre furnizorii curții regale. Un permis de călătorie gratuită pe căile ferate franceze i-a fost oferit de generalul francez Henri Berthelot. Chiar dacă fotografiile sale au ajuns celebre și dincolo de granițele țării, Samoilă Mârza a trăit aproape de panta sărăciei. Timp de aproape 60 de ani a folosit același aparat foto pe care îl avusese și la data de 1 decembrie 1918. Din cauza neajunsurilor și-a vândut multe clișee pe care imortalizase evenimentele istorice de atunci. Unele din clișee care erau fabricate din sticle au fost folosite la fabricarea unor oglinzi,
care erau la modă în acea epocă. Aparatul și clișeele au fost cumpărate de la Samuilă Mârza de către Gheorghe Angel, fostul director al Muzeului Național al Unirii. Cu banii primiți de la muzeu, în sumă de 10.000 de lei, o sumă considerabilă la vremea aceea, Samuilă Mârza și-a achiziționat un aparat de fotografiat nou, întrucât pe cel vechi îl folosise aproape 60 de ani. Ulterior, avea să mărturisească faptul că a vândut clișeele originale pentru a-și asigura traiul. Cât a mai fost în putere, se ducea să mai fotografieze nunți, botezuri și înmormântările din satele cele mai îndepărtate ale județului. Când n-a mai putut, s-a resemnat în sărăcia lui. Se împăcase cu soarta, era blând, trăia în apropierea lui Dumnezeu. Ion Gavrilă Ogoranu, în cartea sa Braze se frâng, dar nu se îndoiesc, scria: din când în când auzeam de departe, hodorogind pe uliță, o bicicletă bătrână și în curând apărea la noi fotograful Samuilă Mârza, fotograful Unirii de la 1 decembrie 1918. Ultimul său album, Marea Adunare de la Alba Iulia, în chipuri, l-a dăruit fostului dictator Nicolae Ceaușescu, în 1966, când a vizitat Alba Iulia. Samuilă Mârza a murit la data de 19 decembrie 1967, din cauza unei boli incurabile. Este înmormântat în cimitirul Maier din Alba Iulia. În anul 2003, la mormântul său, a fost înălțat un monument, iar în satul Galțiu i-a fost dezvelit un bust executat de sculptorul Borteș Narcis Dumitru. După moartea lui și după ce geniul Carpaților ne-a redat istoria, fotografiile lui Samuilă Mârza au început să aibă trecere, intrând și în manualele școlare. Cineva a scos chiar o broșură despre viața și activitatea lui, dar n-a știut sau i-a fost rușine să scrie că cel care a imortalizat pe vecie Marea Unire de la Alba Iulia a răbdat mizerie și a murit de foame. Mai scrie în cartea sa Ion Gavrilă Ogoranu. În comuna Sântibru, județul Alba, încă mai trăiesc câteva rude ale lui Samuilă. Se pricepea la poze, ca nimeni altul. Făcea fotografii și în sat, la nunți și la botezuri. Dar era și singurul care avea acces la curtea regală. Își amintește Mariana Mârza, una din nepoatele fotografului. Cumnata lui Samuilă Mârza, Maria, este foarte supărată că bicicleta acestuia a dispărut fără explicații de la Muzeul Unirii. Nu știm cum o vom găsi, dar nu ne lăsăm. Pe cruce mormântului se află poza sa și o fotografie semnificativă de la Marea Adunare de la Alba Iulia, ca un gest modest de recunoștință pentru cel care a fost Samuilă Mârza.